peste 300.000 de euro și 10 de locuri de muncă. Managerii Elite Mob au lansat o dublă ofertă, una către clienți, a doua către cei care vor să se implice într-o afacere creativă prin idei și forță de muncă. O adunare de elită grupată în jurul familiei Chiriac, panglica turcoază a tăiat emoțiile managerului în două. O parte au rămas în trecut, celelalte au început să ia viață odată cu deschiderea fabricii din Izvoare. Dana, Denis și Vlad i-au chemat în visul lor cu miros de nou pe toți prietenii, colaboratorii, beneficiarii produselor de calitate, deja brand în Bacău, Elite Mob. Fabrica e nouă, dotată la nivel de vârf și promite onorarea comenzilor într-un interval de timp mai mult decât rezonabil. A crescut și calitatea finisajelor. Totul se lucrează acum în fabrica proprie, sub ochii atenției ai familiei Elite Mob. La un calcul simplu, au ieșit cam 10.000 de proiecte, aproximativ 10.000 de proiecte. Suntem onorați că am intrat în viața atâtor oameni. Vă mulțumesc! Elite Mob se deschide și spre capacitățile creative. Vrea să ofere locuri de muncă bine plătite și un mediu de lucru în care sala de mese promite să fie și un spațiu al provocărilor ideatice. Noi suntem dispuși și profit de ocazia asta să fac un apel către cei care gândesc ca noi să ne se alăture, să se alăture echipei noastre. Suntem dispuși să îi învățăm, să avem răbdare cu ei, să îi îndrumăm astfel încât să învețe să facă ceva cât mai bine. Emoții? Jumătatea frumoasă a Elite Mob pare că se joacă cu emoțiile. O copleșesc, apoi dintre ele, printre ele, esteticul pur năvălește mai pur, mai năucitor decât mirosul de lac proaspăt. Dana arată spre luciul mobilei și spune că Elite Mob are buget pentru toate familiile. Ne străduim să facem lucrurile cât mai bine, să oferim produse cât mai de calitate, să mulțumim cât mai mulți clienți. Desigur, clienții noștri, cei aproape 10.000, pot spune, sunt minunați. Le mulțumesc pe această cale că ne-au oferit oportunitatea să intrăm în casele lor. Sper eu să fi oferit experiențe și produse frumoase. Obiectivul nostru este de a oferi mobilier premium la prețuri accesibile. Elite Mob își merită numele. Nu a cerut nimic, nu a așteptat nimic, a reușit. O reușită care este și a noastră, a comunității, de la primul loc de muncă oferit la ultimul șurub. O investiție de peste 350.000 de euro, din care jumătate o reprezintă un credit bancar, e o provocare nu doar pentru familia Chiriac, ci pentru mulți care cred și investesc în comunitatea băcăoană.